Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Județean. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 161 din 17.06.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege. La ședință din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt 34 prezenți și 2 online. 34 prezenți, 2 online. Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, au fost invitați să participe doamna Chelaru Oana, președinte Aeroportul Internațional, domnul Popa Ciprian, director general DGASPC, doamna Chiper Nina, director general Compania Regională de Apă, domnul Adrian Popa, managerul spitalului și, evident, aparatul de specialitate a Consiliului Județean. Mulțumesc mass mediei pentru prezență. Pentru ședința de azi, ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.05.2021. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind redresarea Aeroportului Internațional George Ienescu Bacău și modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 202 din 2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar rezultați din planul de administrare al Consiliului de Administrație a Aeroportului Internațional George Ienescu Bacău cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere corp, clădire C4 și amenajare spații administrative la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții, construirea 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în Comuna Sărata, Județul Bacău, și construire locuință protejată pentru persoane cu dizabilități în Comuna Sărata, Județul Bacău și reabilitare, modernizare, clădire existentă, pentru înființarea unui centru de zi în Comuna Sărata, Județul Bacău, în cadrul proiectului O șansă pentru o viață în comunitate. 5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu UAT Asău, UAT Bogdănești, UAT Buhoci, UAT Dealul Mori, UAT Huruiești, UAT Izvorul Berheciului, UAT Oncești, UAT Plopana, UAT Scorțeni, UAT Urechești, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Bacău Smart County Cod Smith 136013. 6. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intracomunitare Euronest pentru anul 2021. 7. Proiect de hotărâre privind metodologia pentru calculul compensației cheltuielilor de funcționare aferente activității non-economice care intră în obligația statului la Aeroportul Internațional George Ienescu Bacău. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare către Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Ienescu Bacău, asupra feței de 62.318 metri pătrați, modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 63/3105/2005 privind darea în administrare a Regiei Autonome a Aeroportului Bacău asupra fețelor rutiere aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău din domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău cu modificările și completările ulterioare, precum și locuirea anexei la hotărâre. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a acordului de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF din România și Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău, pentru implementarea proiectului, asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios și excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România, finanțat prin mecanismul financiar norvegian,
2014-2021, program de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 55 din data de 22.04.2021. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. 12. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu unități administrative din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului Unit Education, măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NET din județul Bacău, cod SMIS 2014-14-7547, implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, în calitate de partener, alături de liderul proiectului Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în cadrul proiectului operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU per 885/2/5, creșterea numărului de tineri net șomeri cu vârstă între 16 și 29 înregistrat la SPO, care se reintroduc în educație și în programele de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială. Conform articolului 135 aliniatul 6 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de inițiator, retrag punctul 2 de pe ordinea de zi, referitor la proiectul de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri pentru redresarea aeroportului internațional. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, ordinea de zi a fost adoptată. Prezint suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Competiția Națională Judo Fără Bariere, ediția 1 Bacău, organizat de Asociația Club Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Fotbalul, impact semnificativ la nivel social, de sănătate, economic, precum și al performanței. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv despre fotbal juvenil, un proces orientat pe formare și pe jucători. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al județului Bacău pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, convocată pe data de 25.06.2021 pentru ședința adunării generale a acționarului ASC Compania Regională de Apă Bacău din 28.06.2021. Conform articolului 135 aliniatul 6 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de inițiator, retrag punctele 1 și 3 de pe ordinea de zi suplimentară. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi, așa cum a fost formulată, conform prevederilor articolului 135, alineatul 8, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc! Mai avem o suplimentare pe care am să supun la vot. Supun la vot în conformitate cu articolul 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a doua suplimentare a ordinii de zi cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean a domnului Iftime Florentin, precum și vacantarea locului de consilier județean. Și propun ca acest punct să devină punctul 2 de pe ordinea de zi, în așa fel încât să avem, un vot corect. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc!
Astfel, la punctul 1 din ordinea de zi, dau cuvântul doamnei Zară Elena Cătălina, secretarul general al județului, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 28.05.2021. Vă rog, doamna secretar general. La începutul fiecărei ședințe, conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul unității administrative teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile legale menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău, data de 27.05.2021. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Da? Vă abțineți, da? Mulțumesc. Deci, cu abținere, procesul verbal a fost adoptat. La punctul 2 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisia mandatului de consilier județean a domnului Eftimie Florentin, precum și vacantarea locului de consilier județean. Vă rog, doamna secretar. Prin cererea înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub numărul 11.380 din data de 23.06.2021, domnul Eftimie Florentin, membru al Partidului Uniunea Salvați România, ales consilier județean pe listele alianței PNL-USR Plus la alegerile locale din septembrie 2020, a solicitat să se ia de demisia sa din Consiliul Județean Bacău. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier județean, se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative la propunerea președintelui Consiliului Județean sau a oricărui alt ales local. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Eftimie Florentin și vacantarea locului de consilier județean a acestuia, motiv pentru care propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean al domnului Eftimie Florentin, precum și vacantarea locului de consilier județean. Mulțumesc, doamnă secretar general. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 3 din ordinea de zi, prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere, corp, clădire, C4 și amenajarea spații administrative la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Pe scurt, doamna secretar general, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Prin adresa numărul 13.763 din 2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău a înaintat Consiliului Județean documentația tehnică faza studiului de fezabilitate numărul 3 din 2020, realizat de proiectantul general SCCG Design Cons SRL Iași, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economice rezultate din proiectul lucrări de extindere corp clădire C4 și amenajare spații administrative la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Prin aceste documentații tehnice se propun lucrări de intervenții pe clădirea existentă C4, dar și lucrări noi pentru realizarea unui corp administrativ distinct, care să răspundă tuturor exigențelor de calitate impuse de legislația în vigoare. Noile lucrări vor asigura creșterea calității condițiilor de muncă, vor elimina riscuri în funcționarea clădirii și vor reduce major costurile cu energia și utilitățile. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect realizarea lucrărilor de extindere corp clădire C4 și amenajare spații administrative la Spitalul Județean de Urgență Bacău, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări de extindere corp clădire C4 și amenajare spații administrative la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 din ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, privind obiectivele de investiții, construirea a două locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Sărata, județul Bacău, construire locuință protejată pentru persoane cu dizabilități în comuna Sărata, județul Bacău,
și reabilitare și modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi în Comuna Sărata, județul Bacău, în cadrul proiectului O șansă pentru viața în comunitate. Aș, pentru operativitate, dacă sunteți de acord, n-aș mai da citire referatului de aprobare și l-aș supune direct la vot. Putem supune la vot direct, fără să mai trecem. Deci, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5, pentru ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău, UAT Asău, UAT Bogdănești, UAT Buhoci, UAT Dealul Mori, UAT Huruiești, UAT Izvorul Berheciului, UAT Oncești, UAT Plopana, UAT Scorțeni, UAT Urechești, în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și de reducerea birocrației pentru cetățenii în cadrul proiectului Bacău Smart County, cod SMIS 136013. Noi am mai prezentat proiectul Smart County, suntem în faza de asociere cu aceste localități. Aș supune la vot acest proiect, ați avut referatul de aprobare în direct, fără să mai prezint referatul de aprobare, l-ați avut la mapă. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 6 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest pentru anul 2021. În aceeași manieră, dacă sunteți de acord, aș supune la vot direct aprobarea. Vă rog. Da, în regulă. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotriva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind metodologia pentru calculul compensației cheltuielilor de funcționare aferente activităților non-economice care intră în obligația statului la regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Am avut avize favorabile din acest proiect. Ca atare, o să vă supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare către Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău a suprafeței de 62.318 metri pătrați, modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 63 din 3105-2005 privind darea în administrare a Regiei Aeroportului Bacău a suprafețelor rutiere, aeronautice și ale terenurilor aferente zonei de siguranță a aeroportului din domeniul public al județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău cu modificările și completările ulterioare, precum și înlocuirea anexei la hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 9 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Bacău. Aici aș vrea pe scurt să prezentați dumneavoastră, să spuneți despre ce este vorba. Conform prevederilor articolului 39, alineatul 3 și 4 din legea cadrul numărul 153 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificările și completările ulterioare ale articolului 41, alineatul 2 din regulamentul cadrul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HG 286 cu modificările și cu criteriilor ulterioare și ale regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău aprobat prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Bacău numărul 662 din 2017, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcție, grad sau treaptă profesională, se face prin examen, de regulă, pe un post vacant existent în statul de funcții, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul din nivel imediat superior. Pe aceste teme legale, în perioada 8-10 iunie 2021, s-au organizat examene în vederea promovării în grad profesional a funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău. Potrivit preceptelor verbale numărul 10.533, 10.482 și a raportului final 10.532 din 2021 ale examenelor de promovare în grad profesional a personalului, sunt 7 candidați din cei înscriși care au fost declarați admiși și având dreptul de a promova în gradul profesional imediat superior celui deținut. Potrivit articolului 173, alineatul 1 litera A și alineatul 2 litera C din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean, organigrama și statul de funcții se aprobă de către Consiliul Județean la propunerea președintelui. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect modificarea statului de funcții, motiv pentru care supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 10 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 a acordului de parteneriat încheiat între reprezentanța UNICEF din România și județul Bacău prin Consiliul Județean Bacău pentru implementarea proiectului asigurarea incluziunii sociale, ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, program de dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 55 din data de 22.04.2021. Acest proiect a mai fost prezentat, l-ați avut și la mapă, referatul de aprobare, l-aș supune direct la vot. Deci cine este, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, se abține cineva, voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 11, de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2021. Ați avut, de asemenea, referatul de aprobare. Sunt rapoartele comisiei favorabile. Supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Aș supune la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat cu referatul de aprobare care l-ați avut la mapă. Avizele au fost favorabile, am înțeles. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Unit Education, măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tineri NEET din județul Bacău, cod MySmith 2014-1475-47, implementat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională a Bacău,
în calitate de partener alături de liderul proiectului Inspectoratului Școlar Județean Bacău în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU 885/2/5, creșterea numărului de tineri niți șomeri cu vârste între 16-29, înregistrați la SPO, care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială. Avem cumva abțineri de la proiect, mă gândesc la cine lucrează în domeniu. Este domnul... Nu? În regulă. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre în forma care v-am prezentat-o. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 din ordinea de zi, suplimentarea privind referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, fotbalul, impact semnificativ la nivel social, de sănătate, economic, precum și al performanței. Ați avut la mapă referatul de aprobare, voturi favorabil, da? Avize? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Vă mulțumesc. La punctul 15 de pe ordinea de zi, ordinea de zi suplimentară, se prezintă referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean. Pe scurt, doamnă secretar general, dacă foarte pe scurt să prezentați referatul de aprobare. S-a propus prin proiectul de hotărâre modificarea statului de funcții la următoarele instituții publice prin transformarea unor posturi în vederea promovării personalului în grad profesional astfel. La Biblioteca Județeană Cestul Bacău, transformarea unui post de bibliotecar în gradul superior la serviciul comunicare a părinților și acces internet, compartiment împrumut, la domiciliu, în bibliotecar gradul 1A de funcții superioare și a unui post de referent gradul 1, studie de scurtă durată, la compartimentul contabilitate juridică achiziție administrativă în referent gradul 1A, studie de scurtă durată. La complexul muzeal Ion Antonescu Bacău, transformarea unui post de arheolog gradul 1 superior la secția arheologie istorie în arheolog gradul 1A cu funcții superioare, a unui post de muzeograf gradul 2 studii superioare la secția arheologie istorie în muzeograf gradul 1 studii superioare și a unui post de conservator restaurator gradul 2 studii superioare la secția etnografie în conservator restaurator gradul 1 studii superioare. La Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, transformarea unui post de inspector de specialitate gradul 1 studii superioare la Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ și Achiziții Publice, în inspector de specialitate gradul 1A cu studii superioare și a unui post de consilier juridic gradul 2 studii superioare în cadrul aceluiași serviciu, un consilier juridic gradul 1 studii superioare. Potrivit articolului 173 alineatul 1 litera A și alineatul 2 litera C, din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, pentru instituțiile și serviciile publice de interes județean, organigrama și statul de funcții se aprobă de către Consiliul Județean la propunerea președintelui. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa încă obiect statul de funcții la Biblioteca Județeană Cestul Bacău, Complexul Muzeal Ion Antonescu Bacău și Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea Bacău, motiv pentru care supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău. Mulțumesc, domnule secretar general. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 16 din ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al județului Bacău pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată din data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor
SECE, Compania Regională de Apă Bacău, SA, din 28.06.2021. Ați avut materialul la mapă. Dacă nu sunt intervenții pe acest material, avem avize favorabile. Supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate? O abținere, da? Da, două abțineri. Am înțeles. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Ordinea de zi a fost epuizată pe astăzi. Să vă aștept la următoarea ședință. Eu vă mulțumesc pentru operativitate și pentru faptul că într-o zi toridă, să zic așa, călduroasă, am fost eficienți. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend plăcut și liniștit și răcoros, fără ploi.